Gata cu drumurile lungi și stresante de la un birou la altul pentru o adeverință. Astăzi a fost inaugurat pavilionul administrativ al Spitalului Județean de Urgență Ploiești. Acest sediu va permite desfășurarea activităților administrative în condiții de eficiență și eficacitate, având în vedere că până în prezent serviciile de aprovizionare, financiar-contabile, resurse umane, salarizare erau situate pe Buna Vestire, iar serviciile achiziții, juridic, precum și directorul medical și managerul, erau în altă locație, la nord. Acest proiect, odată cu preluarea de către Consiliul Județean a celor trei spitale majore din județul Prahova, a intrat în linie dreaptă, a fost terminată proiectarea în 2010, a fost scos la licitație în 2011 și a fost terminat în 7 luni de execuție. Aceștia își desfășurau activitatea până acum în Buna Vestire, în niște birouri improprii, în niște clădiri vechi. Printre necesități, cea mai mare era că lipsa de comunicare sau comunicarea greoaie cu aceste compartimente se făcea în fiecare zi și ne loveam de această distanță de 3-4 km între noi și între restul serviciilor. Clădirea administrativă este construită în regim demisol, parter și 2 etaje, în suprafață totală de 1179,99 m². În demisolul construcției este prevăzut un adăpost de protecție civilă. Spațiile au fost calculate pentru a-și desfășura activitatea 71 de persoane și 20 de vizitatori. Birourile rămase libere vor fi modernizate și date în folosință secției de oftalmologie. Ne permite să reabilităm foarte repede pavilionul 2 de pe strada Buna Vestire, unde funcționează azi în condiții absolut improprii secția de oftalmologie a Spitalului Județean de Urgență, care, iată, primește cele 6 camere care se eliberează acolo, scapă de bulina roșie pentru că proiectul de consolidare este aproape gata, este finanțabil din acesta în licitația, se va ține în luna iunie, și prin aceasta Spitalul Județean se va completa cu o secție de oftalmologie modernă. Valoarea investiției este de aproximativ 1.683.470 de lei. Acest lucru i-a scos din minți pe câțiva foști pacienți ai instituției, care au organizat un protest spontan. Aceștia susțin că sistemul medical prahovean are nevoie în primul rând de medicamente și aparatură performantă. Nu și aveau rosturile acum. Birourile acestea, atât timp cât în spital, e jale. WC-uri nu, paturi nu, hârtie igienică nu. Deci, începând de la hârtie igienică, noi ne aducem de acasă. Eu am fost în spital, și în Județean, și în Boldescu, și același lucru este peste tot. Mizerie. Am venit într-o zi aici ca să mult trebuie să stai cu tare, dureri, cu tare. Ca pacient trebuia să aduceți totul de acasă, medicamente. Medicamente nu mai zic. M-am dus la farmacie și am luat 2 cutii din alea la pensia mea de 4.200.550. Cutii de medicamente. Da, 550. Cu ce? Ar trebui schimbat ceva la spitalul ăsta, că e jalnic. Medicamente, aparatură. Chiar dacă n-ar fi în spital, măcar banii aceștia folosiți în ceva util. Nu ne birouri avem în tot orașul. Protestul a durat aproximativ o oră.